Autoritățile au investit pentru reabilitarea drumurilor județene peste 150 de miliarde de lei vechi pentru 21 de sectoare, lucrări finalizate în luna martie. Cu toate acestea, starea drumurilor județene și naționale este jalnică. În schimb, pentru 23 de sectoare de drum județean, autoritățile investesc 760 de milioane de lei pentru plombarea gropilor. Plombările, v-am spus, 5.000 de metri pătrați din cei 12.000. Prins un proiect în cele două luni. Banii sunt, merge greu. Merge greu. Domnilor, vreau să vă arăt că fiecare groapă a fost dată în primire cu măsurători. Lungime, lățime, adâncime. Celui care trebuie să facă. După ce s-a plombat, a fost măsurată și la kilogram câtă cantitate a intrat. Bine, asta este partea noastră, nu împiedică pe cei care lucrează să-și vadă de treabă. Dar este și cam departe. Garanția, știți cum este, legea o spune, 6 luni până la primul îngheț. Pe drumurile naționale, situația șoselelor nu este mai bună. Drumul național 26 Galați-Oancea este una din rutele pline de gropi care în luna aprilie au fost încercuite cu vopsea fără a fi astupate. S-au executat în primăvară marcaje pe un contract aflat în derulare și încheiat la sfârșitul anului trecut pe drumurile principale și axial pe DN26 pe Oancea, urmând ca contractul care se va încheia la nivelul companiei în acest an și după remedierea degradărilor existente pe Galați-Oancea și Galați-Bârlad să fie executate și pe aceste sectoare marcajele axiale și transversale necesare. Cu toate că drumurile din județ nu sunt la nivel european, autoritățile centrale intenționează să instaleze camere video pentru a-i depista pe cei care circulă fără roviniete.